Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să vină și să rămână peste voi toți. Povestea continuă. Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru mine, el o taie, și orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. Precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă, și le adună și le aruncă în foc și ard. Dacă rămâneți întru mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl meu, ca să aduceți roadă multă și să vă faceți ucenici ai mei. Precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți întru iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne întru iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân întru iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am făcut cunoscute. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-i veți cere în numele meu. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai întâi decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus. Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi.
iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea, dar acum n-au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. De nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea. Dar acum m-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar aceasta, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-a urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, povestea continuă. Iisus cu voi.